Să ne ajute Domnul cu adevărat să-i slujim Lui. Ce frumos să poți spune la finele vieții, uitându-te retrospectiv în urmă, cât despre mine eu și casa mea l-am slujit pe Dumnezeu. Cel mai mare har, cea mai mare binecuvântare. Dacă ai pierdut cumva pe cei din familie, e cea mai mare pierdere. De fapt, cea mai mare investiție care poate să fie să existe e în familie, investiția în familie, în copii. De aceea dorim din inimă și în această dimineață Domnul să cerceteze toate familiile. Vedeți, există dorința aceasta de a ne menaja, de a trăi și aici foarte ușor și bine. Domnul spunea în Matei 16, versetul 24 în continuare, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, apoi să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Să nu uităm, în familie e o investiție, dar în același timp și o luptă. Cele mai mari momente de fericire le trăiești în familie, dar și cele mai mari traumatisme le poți trăi tot în familie. Asta în contextul în care nu îi familia ceea ce dorește Dumnezeu. Sau dacă am scăpat lucrurile de sub control. De aceea în această dimineață dorim, Doamne, binecuvântă-ne pe toți. Printre altele mă gândeam aici la ce spune Biblia, Matei 13. A venit în patria sa și a început să învețe pe oameni în sinagogă, așa că cei ce-l auzeau se mirau și ziceau, de unde are el înțelepciunea și minunile acestea? Oare nu este el fiul tâmplarului? Nu este Maria mama lui? Iacov, Iosif, Simon și Iuda, nu sunt ei frații lui? Și surorile lui nu sunt toate printre noi, la plural, multe? Eu cred că mai mult decât erau frații pe care avea. Aici patru frați încă sunt nominalizați. Surorile lui, la plural. Fiul lui Dumnezeu coborât într-o familie, o familie mare, numeroasă. Sigur, la ora actuală nu mai este la modă. E cam demodată această afirmație, expresie. Însă am vrea să nu uităm, există un cuvânt aici, sigur, sunt mai multe, dar printre altele în cartea împăraților. Zice, au urmat obiceiurile neamurilor pe care Domnul le izgonise dinaintea copiilor lui Israel și obiceiurile rânduite de împărații lui Israel. Există tendința de ne uita unul la altul, la alții. Aș vrea să nu uităm, chiar și în domeniul familiei, noi nu avem un alt ghid, o altă oglindă, un alt îndreptar, dreptarul învățăturilor sănătoase aici în cuvânt. De aceea tot timpul trebuie să ne concentrăm asupra voiei lui Dumnezeu. Tot în această direcție spune cuvântul în Timotei. Apostolul Pavel spune aici, printre altele, în 2 Timotei, în capitolul 2, versetul 20 și 21, într-o casă mare, cum e biserica din Happy Valley de bună oară, de la dumneavoastră, într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci sunt și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci dacă cineva se curăță de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Cu această ocazie, acestor binecuvântări merită să ne verificăm, să ne cercetăm. Ce fel de vase suntem noi? Care este statutul nostru înaintea celui preanalt, înaintea lui Dumnezeu? Că uneori putem să pozăm în fața altora. Dar asta nu are valoare, valoare adevărată înaintea celui preanalt. Și asta numai atunci când ne verificăm vis-a-vis de cuvânt. Și tot legat de această idee, de acest lucru, de acest gând, uitați ce spune aici în Matei, în capitolul 13. Sunt cuvintele Mântuitorului, când vorbește de pilda neghinei. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis, împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat.
Când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghina. Robii stăpânului casei au venit și au zis: Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? De unde dar neghina? El a răspuns: un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Și robul i-a zis: vrei dar să mergem să o smulgem? Nu, le-a zis el, ca nu cumva smulgând neghina, să smulge și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului voi pune secerătorilor: smulgeți-mă întâi neghina, legați-o în snop ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Aș vrea să spun că deocamdată suntem împreună aici, departajarea nu s-a făcut. Vine și alegerea, departajarea, atunci când vine Domnul sau când plecăm în veșnicie. Până atunci chemarea noastră este să ascultăm cuvântul, să ne uităm în oglindă, să putem descifra anumite carențe care le avem în viața noastră și apoi nu-i târziu pentru noi să ne îndreptăm. Vedeți, când vorbește Pavel acolo de vase, două categorii de vase, într-o casă mare sunt vase de cinste și de ocară. Dacă cineva se curăță, poate să treacă în cealaltă parte, vase de cinste, și asta dorește Domnul. Lăsați-le să crească împreună, pe amândouă, și neghina și grâul. Nu cumva smulgând grâul, că cel care astăzi este neghine în mâine poate fi grâu. Cel care astăzi este vas de ocară poate să treacă în cealaltă parte, dacă ascultă, se racordează la cuvânt, primește cuvântul și este gata să împlinească voia celui preanalt. De aceea, în această zi, cu această ocazie, acestor binecuvântări, dorim din inimă Domnul pe toți să ne cerceteze. Aș vrea în continuare să mă opresc la pasajul care a fost citit din Marcu. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii au certat pe cei ce aduceau. Are Domnul binecuvântări și pentru copilași, categoric. Nici nu ne dorim altceva în calitate de părinți. Eu acum sunt și bunic. O maximă spune să nu ieși la pensie niciodată, numai să-ți schimbi ocupația, să te ocupi de nepoți atunci când ai nepoți. Ce frumos! I-au adus niște copilași, noi nu dorim altceva decât să știm că Domnul s-a atins de copilașii noștri, de nepoții noștri. Am venit în America în vizită aceasta cu ocazia nașterii celui de-al 40-lea nepoțel la Detroit. Și atât de mult ne dorim și părinții își doresc binecuvântarea în dreptul lui și a fiecăruia dintre ei. Foarte important. Și aici spune, i-au adus niște copilași să se atingă, dar ucenicii au certat pe cei ce aduceau, în ideea că Domnul nu are pentru copii, numai pentru cei mari. Când a văzut Iisus acest lucru, Samânia le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este acelora ca ei. Și un prim gând care vreau să-l subliniez fără multe comentarii: lăsați copilașii să vină la mine, ca să-l las să vină la Domnul și să-l aduc eu, pentru a-l binecuvânta Domnul, mai întâi trebuie să-l accept, să-l las să vină în familie. Știți care era pepiniera bisericii penticostale, odinioară? Era biserica baptistă și cei din afară, care se întorceau la Domnul, se pocăiau. La ora actuală mai puțini, din afară și din alte biserici. În general, pepiniera bisericii noastre sunt familiile noastre, copiii noștri. Așa se mulțește biserica, în mod deosebit. Foarte important însă să nu uităm, încă o dată menționez, nu-i la modă să faci asemenea afirmații. Există tendința de a ne uita într-o parte în alta, nu mai vorbim de tot felul de învățături care la ora actuală ne bulversează. Tot felul de învățători sfătuitori. Am vrea să nu uităm, cuvântul este primordial, el rămâne și trebuie să strălucească în viața noastră. El va rămâne același pentru tot timpul, indiferent ce evenimente și ce stări vor veni. Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, că sunt multe, multe metode de a opri copiii. În primul rând să se nască și în al doilea rând de a-l aduce la Domnul. Un al doilea gând pe care vreau să-l menționez
Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, crescându-i pentru împărăție. Pentru împărăție, extraordinar. Când numărul mântuiților se va împlini, atunci va veni Domnul, până atunci nu va veni. Ori e nemaipomenit să știi, să împlinește împărăția numărul mântuiților și cu cei care sunt în casa mea și în familia mea. Dar pentru asta eu trebuie să-mi fac datoria. Eu trebuie să-i cresc pentru împărăție, i-am primit de la El. Și în primul rând pentru El, pentru împărăția cerurilor. Cea mai frumoasă lucrare și cea mai grea, să știți, este la nivelul familiei, la nivelul copiilor. Să-ți vezi copiii că ori crescut și că te ascultă. Și atunci când dau familii la rândul lor, întotdeauna te consultă, chiar dacă, sigur, nu vei avea cuvântul neapărat așa cum vrei tu sau ce spui tu, dar te ascultă, ține cont, te întreabă, în calitate de părinte, în calitate de bunic, de bunică. Ce frumos în acea familie! Vedeți, de un mergem într-o parte în alta, dar când ne întoarcem acasă, știți ce spunem? Nicăieri nu e așa de bine ca și acasă. Cel mai bine acasă, unde simți dragostea familiei, a celor dragi, a soției, a soțului, a copiilor pe care îi ai. Familia este un refugiu pe care noi îl avem în lumea aceasta. Atâtea priviri ostile, dușmănoase, egoiste întâlnim. E nemaipomenit însă să ai o familie, să aibă acest standard înalt. Și asta dorește Dumnezeu. Singurul loc ce-a mai rămas din Eden e familia. Acolo spune să lucreze și să păzească familia. Trebuie să o păzești. Trebuie să lucrezi acolo, să te concentrezi, să focalizezi tot ce este bun și nobil în familia ta, crescându-i pentru împărăție. Așa ne spune în Efesenii, capitolul 6, versetul 4. Tot astfel și voi, părinților, citim că merită, spune Apostolul Pavel aici și ne spune nouă în această dimineață. Spune, și voi, părinților, versetul 4, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. A crește e un proces, nu îl poți crește într-o săptămână, în două. La fiecare etapă sunt lucruri speciale pe care trebuie să le administrezi copilului. Caracterul copilului diferă de la unul la altul. Un părinte e foarte important să cunoască caracterul, temperamentul și cu fiecare să tratezi potrivit cu ceea ce este copilul, cu ceea ce are nevoie. Ce frumos! Cuvântul, copilul să crească într-o atmosferă sfântă, într-o atmosferă cerească, familiarizat cu cuvântul, băi când va fi mai mare, el va iubi cuvântul, va dori. Nu va fi nevoie să-l provoci mereu, să-l împingi, să citească cuvântul lui Dumnezeu. De la sine el va merge, va dori. Rugăciunea, la fel, părtășia, cât se poate copiii noi, cel puțin în Arad, la Betel. Asta o spunem familiilor, cât pot să ducă copiii la casa Domnului. Să vină cu ei, foarte important. Un al doilea gând, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, educându-i și alimentându-i cu o hrană adecvată, potrivită. Copilul trebuie crescut, așa era menționat aici la timpul de rugăciune. Să creștem oioițe și melușei, copii, tineri și apoi, sigur, adulți, bătrâni. E nevoie de o creștere. Am primit impulsul vieții când ne-am născut. Și de atunci și până astăzi a trebuit, sigur, să fie administrată o hrană pentru trupul acesta, ca să supraviețuiască și să continue să fie, până când se va opri motorul, inima. Spiritual este tot la fel, să știți. Există o hrană spirituală pentru omul spiritual. Este cuvântul lui Dumnezeu, este rugăciunea, sunt părtășiile, mai ales în casa Domnului și acasă. De aceea e foarte important să ne ocupăm de copiii noștri, să-i testăm, să-i verificăm, educându-i, alimentându-i în mod sistematic,
în mod constant, tot timpul. Apoi un al treilea lucru, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, protejându-i, păzindu-i, prin mustrarea și învățătura Domnului. La ora actuală sunt mari probleme și noi știm, copilul nu se disciplinează când este mai mare. Ce-o crescut strâmb nu se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi pus la număr în caracterul copilului. Cât este mic, atunci îl mustri, atunci îl disciplinezi în metode de disciplinare. Sigur, încă o dată, la ora actuală, nu e simplu, trebuie multă, multă călăuzire. Și nu se poate dacă dorești. Și asta este o problemă primordială în viața ta. Ești marcat de această dorință, copiii să fie mântuiți împreună cu părinții, cu toți. Dumnezeu ne va da lumină, Dumnezeu ne va călăuzi. Dar aici, la acest capitol, aș vrea să spun un lucru. Foarte ușor copilul să aibă dorința să citească dacă îl vede pe tata, că zilnic ia cuvântul și îl citește. Noi de multe ori spunem copiilor anumite lucruri, du-te și fă, dar eu personal nu sunt departe. Nu-i corect, nu-i drept. E foarte important, părintele în primul rând, mama și tata, părtășia în familie. Ce frumos când copilul crește într-o atmosferă sfântă, cuvinte articulate în familie, biblice. Păi dacă inima e plină de cuvânt în familie, o vorbire sănătoasă, frumoasă, între soț și soție. Copilul trebuie să știe că nu am scăpare la tata sau la mama atunci când unul din cei doi mă mustră și încearcă să mă disciplineze. Că și unul și celălalt sunt pe aceeași linie, în aceeași direcție. În acest sens e foarte periculos. Atunci când unul spune una și celălalt încearcă să intervine, să schimbe lucrurile, copilul exploatează greșelile, cât este de mic. De aceea e foarte important, educându-i, alimentându-i în mod sistematic, păzindu-i, protejându-i mustrarea și învățătura Domnului, apoi lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, fiind un prieten cu copilul. Cineva mă întreba, nu de mult, dar multe întrebări în sensul acesta. Frate Eugen, ce să fac cu el? Uite, nu mă mai ascultă. Zice, am și alți copii și un pericol real pentru ceilalți. Copilul era mare. Zic, el trebuie să rămână copilul tău. Te apropii cât poți, te rogi. Nu-l izgoni din casă, din familie, că asta era ideea. Nu-l izgoni, că cu asta nu rezolvi problema. E mai bine să-l ai în privire, în obiectiv, să fie în atenție. Cât poți, trebuie să insiști. Vedeți, de multe ori poate noi nu ne facem datoria. Și de multe ori Domnul ne iartă pentru ce greșim. Venim la El, ne cerem iertare și El este gata să ne ierte. Dar sunt prejudicii pe care le plătim. Prejudiciile rămân. Și uneori ne întrebăm, de ce e problema asta sau cealaltă în familie? Și uităm de anumite momente, etape, în care nici eu n-am ascultat, nici eu nu m-am racordat absolut la voia lui Dumnezeu. De aceea e extraordinar să te poți tot timpul cerceta, verifica și să fii într-o direcție bună, binecuvântată. Mi-aduc aminte de ce spunea omul lui Dumnezeu David. Auziți numai ce spune el aici, în Psalmul 139. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Cum s-ar putea să fiu pe o cale rea? Da? Zice, cine se încrede în inima lui este un nebun, așa spune cartea Proverbe. Inima omului este nespus de rea și deznădăjduit de înșelătoare. Cine poate să o cunoască? Eu, Domnul, cercetez inima și cer rărunchii. Este extraordinar tot timpul, Doamne, cercetează-mă, nu mă lăsa. Știți ce spune bisericii din Laodicea?
Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu vezi că e sărac, ticălos, nenorocit, orb și gol. Cea mai mare tragedie este să fii orb și totuși să nu realizezi. Sigur, orb spiritual. Spune aici, în Psalmul 119, în această direcție ceva, auziți numai, versetul 37, abatem ochii de la vederea lucrurilor deșarte, ochii aceștia firești, abatem-i de la vederea lucrurilor deșarte. În altă parte spune, cel ce își leagă ochii, în Isaia 33, versetul 15, cine va locui, cine se va putea apropia de un foc mistuitor, de niște flăcări veșnice? Spune Ieremia, cine ar îndrăzni să se apropie de capul lui de mine, zice Domnul. Păi nu ne putem apropia de providență așa cum vrem noi. Ei, ne putem apropia însă prin Domnul Iisus, apropiindu-ne cu o viață ce depinde de noi, cât putem să ne străduim, să ne dăruim. Abatem ochii de la vederea lucrurilor deșarte. Și când ochii aceștia se abat de la vederea lucrurilor, și la ora actuală este o gamă extraordinară, variată, unde te poți uita. Știți cum spune acolo în Ezechiel și în Ieremia, pe cei care își adâncesc privirile și cad în păcatul lor cu privirile. Și acum, dacă noi facem partea aceasta, uitați ce spune în continuare omul lui Dumnezeu David. Deschidem însă ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Leagă-mi ochii aceștia și deschide-mi pe ceilalți. Adică văd, dar nu văd. Sunt în lumea aceasta, văd tot ce e în jurul meu și nu văd nimic în același timp. E extraordinar. Aud câte vești și știri, ne bulversează și în același timp nu aud nimic, numai ceea ce trebuie. Noi de fiecare dată suntem chemați cu ce ne încărcăm, care e încărcătura pe care noi o avem, ca aia o dăruim copiilor noștri. E multă teamă la ora actuală. Stări tensionate vis-a-vis de ceea ce vor, evenimentele care vor păși spre noi. Știți ce a spus Domnul Iisus în Luca 21? Spune printre altele căci oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Astea vor veni, încă nu au venit. E un început așa, ușor, ce evenimente le consemnează. Sunt consemnate în Cartea Sfântă, extraordinar. Dar și atunci, noi nu ne temem, spune Psalmul 46, dar de ce nu ne temem? Chiar dacă s-ar zgudui munții în inima mărilor. Noi nu ne temem, dar de ce nu ne temem? Pentru că Domnul oștirilor este cu noi. Pentru că Dumnezeul lui Israel este un turn de scăpare pentru noi. Pentru noi și pentru corturile noastre, pentru familie, pentru copiii noștri. Ce frumos dacă tot timpul ne cercetăm. Și apoi mai spunem Domnului, cu toată îndrăzneala și cu toată inima, Doamne, cercetează-mă, vezi dacă sunt pe o cale rea, vezi dacă ceva nu este în casa mea în ordine. Era amintit de Ezechia, puneți casa în rânduială, că nu vei mai trăi, ci vei muri, rânduiește ce ai de rânduit casei tale, în altă parte, tot lui Ezechia. Noi oare mai avem de rânduit casei noastre, copiilor noștri? Oare totul este în ordine? Toate lucrurile merg așa după voia Lui, după cuvântul Lui? Când mă adâncesc în cuvânt, nu se poate să nu descoper anumite lucruri care trebuie corectate și trebuie îndreptate. Nu-i târziu pentru noi? Domnul e gata să lucreze, să ne ajute. Dar numai dacă, sigur, noi acceptăm voia Lui. Lăsați copilașii să vină la mine. Și nu-i opriți încă o dată, fiind prieten cu copilul, apropiat. Copilul trebuie să aibă îndrăzneală la mama și la tata. La un moment dat un lucrător își întreba copiii, zice, nu mergeți și voi la mărturisire? Se făcea mărturisire la stăruință. Și au zis copiii, zice, noi nu ne-am dus niciodată la altcineva la mărturisire, dacă ceva spunem ție, avem toată libertatea, toată deschiderea. Extraordinar, să poată copilul discuta cu tata. Orice tată este cap de familie, fiecare cap de familie este un preot în casa lui. Ce frumos când ești prieten, apropiat și toate lucrurile, până și cuvintele care nu sunt în ordine și alea le-ai sesizat.
Și copilul să te întrebe și tu să-i răspunzi. Și armonia din familie e un colțișor din rai și o mai rămas din Edenul de odinioară. Și în ultimă instanță, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, fiind un exemplu pozitiv pentru copii. Un exemplu. Adevăratul exemplu trebuie să fie tata și mama. O, câte afirmații care m-au zdrobit. Frate Eugen zice ce auzim noi de multe ori de la ambon, parcă sunt așa, de domeniul fantasticului. În familie zice, n-am văzut așa ceva. N-am simțit greșit, rău, foarte rău. Părintele trebuie să fie un exemplu. Îmi zic de multe ori, să ai cămăruța ta unde să te rogi și să ieși de acolo cu ochii brăzdați de lacrimi și copilul să te vadă, azi, mâine, viața întreagă, în fiecare zi. Asta nu exclude părtășia la nivelul familiei, când îi adun pe toți împreună. Cum? Asta trebuie să fie familia. Noi ne bucurăm când copiii se realizează material extraordinar, profesional. Când auzim despre copii că au o reușită în business, dar mulțumirea, bucuria cea mai mare trebuie să fie cea spirituală. Cu asta rămân copiii. Că viața se duce, se duce. Și văd aici fețe pe care le-am știut în tinerețe. Și acum, la 70 de ani, mă întorc și mă întreb unde-i viața. Unde-i viața? Nu știu cum s-a dus. Să duce viața, dar să nu uităm, zice, atunci și cei ce se tem de Domnul a vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui. Pentru cei ce se tem de el, zice Domnul, ei vor fi ai mei, zice Domnul. Îmi vor fi o comoară deosebită pentru ziua pe care o pregătesc eu. Și atunci veți vedea din nou deosebirea între cel ce slujește, ce o slujit, și între cel ce nu slujește. Între cel neprienit și între cel păcătos, cel rău. Eu doresc pentru această biserică, Doamne ajută-ne toți să fim neprihăniți. Da, neprihănirea cerută de tine, că sunt și oameni care cer o neprihănire. Și oameni care își pun înainte o neprihănire a lor. Dar în Psalmul 119, versetul 40 spune acolo, fă-mă, Doamne, să trăiesc în neprihănirea cerută de tine. Domnul să vă binecuvinteze. Aduc și salutul fraților din Betel, din Arad. Domnul m-a ajutat să ajung, sper să ne ajute să ne și putem întoarce cu soția înapoi în țară, vis-a-vis de evenimente, dar cuvântul Domnului așa a fost că în final vom ajunge în pace și în liniște. Salutul fraților din Betel, din 2 Cronici, capitolul 15, versetul 7. Voi dar, frați din Happy Valley, întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Și răsplata dorim să fie deplină din partea Domnului oștirilor în ziua aceea. Amin.